Drumul Panaci-Bilbor va fi încheiat în cel puțin 2 ani. E vorba despre un tronson de 3,6 km pentru care se vor aloca 26,4 milioane de lei din bugetul Consiliului Județean Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că e vorba de o rută strategică pentru bazinul Dornelor, drum care poate scurta distanța spre București cu 110 km. E un drum extrem de important, strategic. Județul, Consiliul Județean se străduie de mult cu deschiderea spre Ardeal. A mai rămas o porțiune de 3,6 km pe acest traseu, Glodu, Pasul Bilbor, să ieșim spre Harghita, spre Toplița. Vreau să vă spun că am făcut o solicitare și Consiliului Județean Harghita, cum am făcut și celor de la Neamț, o să discutăm în următorul punct, să prindă și dumnealor în priorități modernizarea porțiunii de drum, în așa fel încât bazinul Dornelor să fie conectat la zona Ardealului și știți foarte bine, unul dintre studii arată scurtarea distanței Vatra Dornei-București pe această porțiune cu circa 110 km. Asta este extrem de important pentru noi, pentru zona turistică a Dornelor, pentru investiții economice și noi dorim să depunem acest proiect pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Mi-aduc aminte, el a mai fost depus pe PNDI, această porțiune de drum. N-a fost să fie atunci, sperăm să fie acum.